cum îi spionez și voi testa nervii lui Daruțel 2012. După cum puteți vedea, sunt la Daruțel acasă, practic la mama lui acasă, și astăzi cu aceste chestii mirobolante pe care le-am mai folosit și la Hide and Seek și am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult, o să-l trollăm pe Daruțel. După cum puteți vedea, dacă ne punem în ăsta, putem să ne facem ca o pisică sau putem să ne facem ca orice alt animal. Uitați-vă și ca această pisică, bine, de fapt asta nu e pisică, dar în fine, nu mai știu acum cum să mai ziceți, scrieți acum în comentarii. Pot să mă fac și papagal și cât mai multe animale de genul, dar în afară de astea pot să mă fac și un flowerbot, pot să mă fac și un ăsta, un clopot și un tort pe care Daruțel s-ar putea să-l mănânce. Și vedem că vine papagalul la bă, ce vrea, bă, stați puțin că dau cheicul ăsta la o parte, cred că vrea papagalul să mănânce cheicul. În fine, asta o să facem astăzi, o să-l trolez eu pe Daruțel foarte frumos cu astea și cu spionatul acestea, cum îi fac eu trollul ăsta. O să vreau să văd ce mai face Daruțel și să vedem dacă mai vorbește cu cineva sau care secrete față de mine, chestii de genul. Și vă întrebați oare cum îi voi testa nervii pe ei, bine, o să-i fac niște farse ca și cum, nu știu, să zicem, își pierde niște obiecte sau să mută niște obiecte, să spar niște lucruri, ce o să se sperie și toate chestiile astea de genul. O să fie mai multe chestii, dar înainte de toate, eu vreau să mergem aici să vedem ce mai face Alonelu și prima oară eu zic să mergem la Daruțel în casă. De fapt, cred că mă ascund, mă, nu mai merg cum am făcut data trecută. Știți că l-am mai spionat pe Daruțel, am mers prima oară la el, nu o să merg direct la el. Hai să vorbim cu Alonelu. Bă, ce faci, Alonelu? Bă, de mult nu te-am mai văzut, bă, dar și când te vedeam, același lucru mi l-ai spus. Toată vara îmi spuneai că Alonelu, vara a sosit cu mult foc. Mai altceva, Alonelu, hai la joc. De fapt, veseria se termină. Școala. Doamne, Alonelu, nici nu voiam să aud asta. Voi aștepta școala, scrieți acolo în comentarii că eu nu aștept. Și acum, înainte toate, trebuie să mă costumez. Hai să mă fac prima oară ca un animal. Și ca ce animal să mă fac? Hai să mă fac ca un câine. Să fie totuși că câinele de fiecare dată. Ca aici, dacă stau în casă ca animal, trebuie să fiu ca un câine. Și știți că data trecută, dar însel practic este foarte bine că nu mă aude. Practic, el aude câinele când mai latră din când în când și așa. Și pe mine nu mă aude, ceea ce este foarte bine că putem să vorbim în timp ce el face problemele astea. Ok, să sperăm că nu are chestiile astea pe aici din nou. Hai să vedem, intrăm aici în cameră. Uitați-l pe ăsta, e fix aici. Ce-mi place, ia să iasă ușor. N-am neasărat și chipsuri și antenea. Uite, fata asta, ce-mi place, băi, foarte frumoasă fata asta. Hello, Lady, ce faci? Eu te iubesc. Mă, ce vorbești ăsta, mă? Stai să mă dau mai aproape. What? Ce, doamne, iartă-mă, iar vorbește cu fete? Bă, ce facem ăsta? Bă, ce facem? Eu te plac pe tine, iubițelul meu. Bă, mă place în sfârșit o fată. Yay! Sunt așa de fericit. Ia să mai mai și chipsuri. Nam. What? Mamă, eu... Îmi plac chipsurile, mamă, și antena. Acum eu să-i spun, hei, și mie îmi place de tine, ești foarte frumoasă, arată-mi o poză cu tine. Mă, ce vorbește, mă, ăsta, bă, copilul ăsta, bă, să te dezvolte, te crește mare, dar să stai puțin, mă, tare, să-l... Ce mă ăsta? Doamne, iartă-mă, what the fuck? Mamă, ce frumoasă e fata asta, oare ce poză să-i trim cu ea, Cum adică ce poză să-i trim cu ea? Bă, stai, prost să nu știi să vorbească, cum adică ce poză să-i trim cu ea? A, dar n-a băgat să-i trim cu ea. Să-mi iau haine de polițist ca să ia, crede că eu sunt polițist. Că mamă, Daruțel, e foarte frumos, ești polițai, nu? Mă, doamne, dar cât de prost e copilul ăsta, mă, ce facem ăsta să facă polițist, doamne, iată, nu știe să vorbească, ăsta să face polițist și nu știe să vorbească, mă, frate, să crede polițist, mamă, deci dacă îl prinde poliția pe Daruțel, mă, ar fi o idee să mă transform în polițist, dar unde că nu sunt ce stă la întâlnire, mă, hai bă, mă, fata aia face mișto de... Face mișto, vat. Am o poză, hai și acum facem, bă, dar nu știe să vorbească deloc ăsta, bă, e prost rău tot ăsta, crede să mai crede și polițist. Ce să crede polițist ăsta, nu știe să vorbească, nu știe cât face 2 plus 2 și el se crede polițist și să bagă el în seama cu fete, mă, să fim serios și tot să... Mă, ce polițistul meu favorit, vreau să te pup, Dulce, te iubesc, salvează-mă. Bine, bă, frate, am făcut o fată și am fraierit-o că nu-s copil. Asta mă, că am chipsuri, acum să punem ăstea înapoi că... Nu mai avem nevoie de ele. Bă, în fine, hai că plec de la prostul ăsta din camera acum, pentru că vreau să vă spun ceva. Bă, mie mi se pare absolut incredibil cu copilul ăsta, zice că a păcălit o fată ca să creadă că e polițist și că e om matur, dar el dacă se întâlnește cu... Adică n-are cum să se întâlnească cu fata asta. Asta e chestia, că dacă se întâlnește cu ea, ea nici măcar nu-l bagă în seamă, nici nu-l cunoaște, nu se întâmplă absolut nimic, nu o să recunoască nimic. Poate și asta o să aibă în viața lui, mă, prietene. Mă, da, bă, dar chiar voi credeți că o să aibă doar să-l prieten în viața lui fără el, pentru că adevărat, ce? Mi se pare absolut absurd. Ei bine, bă, m-am făcut eu ca animal, ca câine, ca un cățeluș, dar acum eu zic să mă duc. Unde să mă duc, mă, frate? A, m-aș duce la... Să mă duc, unde să mă duc, mă, să mă duc... Bă, mi se pare că vine, cred că vine aici la bucătărie. Mai face un tort, mai face un tort să creadă că mănâncă tortul. M-am stat puțin că trebuie să iau repede tortul. Bun, ia să devizați, gata, m-am făcut tort și mă pun aici pe masă. Dar întreba, trebuie să-l chem pe ăsta, bă, dar... Sau vine, bă, a venit aici? Bă, what? A venit. Uite, tort, mă, bă! Bă, dar cine a făcut pe tort? Bă, ce? What? Ce face, mă, prostul ăsta? Cred că a făcut mama mea tort, mami! Uite, și mami a făcut tort, mami! Hai, fiți atenți că acum mă mut, o să-l pun fix aici pe... Bă, a fost tortul că s-a mișcat! S-a mișcat tortul, nu! S-a mișcat tortul, nu! Trebuie să-l mănâncă! Aaaa!
Doamne, cât de prost e copilul ăsta, fiți atenți, hai că acum trebuie să mă transform înapoi, îmi dau tortul ăsta jos și hai să mă transform, fiți atenți, hai că mă transform ca un papagal, să zică, bă, cum ce căută papagalul ăsta în casă, pe aici, o să mă duc acum la el să vedem ce face, unde s-o fi dus. Parușca, unde ești? Hai cu ciucu, parușca! Ăsta își caută câinele, mi se pare absolut incredibil așa, mă, dar bă, încă mă enervează, fiți atenție că mă pun aici sus. Pun aici sus, ia parușca! Să vede ăsta papagalul? Nu-l vede, nu-l vede, să-l țipă, mă, ducă spatele lui. Bă, dar de ce nu vede papagalul? Păi e prost ăsta, hai bă, ca fluierat papagalul și-l aude papagalul, mi se pare incredibil. Parușca, unde ești? Parușca! Ia. La vă zbătă. Care-și, mă? De unde vii? Bă, Doamne, ăsta vorbește cu papagalul în limbi ăsta, crede, bă, nu, că, mamă, de, își dă-mi seama că sunt eu dacă mă omoară, nu, fii stai, 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 mă ascuns, mă ascuns, sper că nu mă mai vede, bă, mă ascuns, mă, nu, bă, ești afară, gata, acum o trebuie să ieși afară, dar trebuie să deschide asta ușa, trebuie să deschide prost ușa. Mamă, deci nu pot să mă fac papagal, mă, frate, trebuie să deci că intru înapoi pe aici, dar să mă dacă mai parușca! Dacă mai dă mine, deci eu nu știu ce să mai fac, dacă mai dă mine, că mă enervează rău de tot vizor, că m-am pus aici, tine-o, ia. Nu cred. Bă, ce mă enervează, dă iar pus, fiți atenți că acum intru, mă dă prin partea aia, prin față și să văd ce face ăsta. Fiți atenți că era intrarea asta pe aici, pot să-mi spăla el pe la calculator, ia să vedem, intrăm, hai să vedem. Părușca, mă pun direct la calculator ăsta să mă ajut la calculator, cum ar veni, ia, fiți atenți. Părușca, unde ești, părușca? Fantome, de ce să joacă? What? Bă, ce să joacă acolo? Nu mai, bă, ce acolo, bă? S-a spărea și prostul ăsta. L-a văzut. What? What? Bă, ce s-a dat? What the fuck? Bă, ce s-a dat, mă? Bă, ia-ți fac asta, mă! Bă, ce doamne, iertă-l să aude? Băi, fraților, după cum se poate observa, acum m-am făcut un shulker și vreau să-l pun undeva, dar să-l este la bucătărie, vreau să intru, dar uitați, eu trebuie doar să sar, că altfel nu pot să intru în casă, este un shulker de ăsta, mamă, și cum intru, mamă, stați puțin, că e cam greu să intru pe aici cu shulkerul, ok, are și, bă, încă mai are, bă, ăștia de la Paște, Doamne, iartă-mă, ok, deci trebuie să văd unde e ăla, să nu mă vadă, în primul rând, trebuie să ajung să mă pun ca shulker aici. Băi, fraților, nu știu ce se întâmplă cu ăsta, dar deja a început să mă enerveze. Eu zic acum să încep să mă duc eu, să văd ce face Darius așa, să vorbesc eu cu el în mod normal, frumos, toate chestiile astea, că deja mă enervează, nu știu, mi se pare foarte plictisit băiatul ăsta, cred că la... Bă, dar chiar cred că l-o fi refuzat fata aia, cred că și-a dat seama că e băiat, că mi se pare că vorbește așa de în ce în ce mai ciudat. Acum am să intru aici în casă. Ce caută, mă, stai, bă, alo! Ieși mă afară să vorbești ca lumea cu mine, omule, să ne înțelegem. Ce, doamne, iar, okay, cum vorbești pe acolo, pângea? Ce faci, mă, Darusele? Alo, bă, ce unde? Da, ce faci, mă, așa, Darusele? Și ce ai acolo de mă aud la tine, mă, ți-ai pus iar telefonul ăla? Ce, doamne, iar, mă, se întâmplă? Nu știu, bă, afară, dar hai să ne jucăm! Ce să ne jucăm, Darusele? Bă, Darusele, nu știu, bă, dar mi se pare, nu știu, fii atent, nu știu când mai e, dar, de fapt, Darusele, începe școala. Asta vreau să zic, chiar începe școala. Păi da, dar să nici eu nu știu ce să mai fac, mă, frate, mai sunt câteva zile, mă, și începe școala, nici nu mai știu ce zi e ea, sincer, că când practic ești în timpul vacanței, nici uiți complet de ce zi e și practic e mai frumos așa, adică când să fie cu stres cu școala cu asta, dar să nu știu ce... Bă, vorbesc cu tine, tu nu te duci? Doamne, cât de impulsiv pot să fiu, omule, deja mă enervez, mă, Darusele. Bă, Darusele, fii atent, am o propunere pentru tine, Darusele. Să încingem și noi atmosfera mai așa, că văd că ești și tu plictisit și eu sunt plictisit, adică suntem supărați, așa, adică, dar tu de ce ești supărat, măi, sunt supărat cu școala, tu de ce ești supărat, că pare așa supărat, Darusele, necăjit, așa, necăjit. Bă, nu supărat, Fale, nu supărat, dar zic cu și, frate, că
am băgat vreo 5 înghețate și am reușit. A, mai ești 5 înghețate, că să termină toamna, să termină fara și tot așa, să mănânc înghețate, că n-am mâncat până acum. De cine ai mâncat înghețată, dar să te-ai apucat în ultimele zile să mănânci o coarsă de înghețate și tu să răgușești, nu? Doamne, da! Doamne, cât de prost ești, dar în serio, nici nu-mi vine absolut să cred chestia asta. Băi, eu zic să încingem puțin atmosfera, să ne ieșcăm de avați ascunsele pe aici prin casă. Ce părere ai, dar să le, eu zic că ar fi o idee chiar bună. Și prin casă, dar și prin curte. Sau hai prin curte, okay, vrei prin curte? Prins. Vrei prin curte sau prin casă? Eu zic prin curte. Vrei? Prin casă! Bă, nu, prietene, Doamne, vorbește-mă, omule, ce prinsele am, omule, nu ești când prinsele, față ascunsele, alo. Tu ascunzi. Doamne, cât de prost pot să fii, dar să le deci deja mai nervezi. Am zis și noi că începem să facem o chestie, ci doamne, iartă-mă, stai aici după florile astea, mă, dar să le... Te bagi în cuptor, ce fa... Ce, doamne, cât de prost... Bă, dar să le ai, mă, să încingem și în atmosfera, să fie tot minunat, dar să le chiar așa vrei... De ce vrei să fii depresiv, mă, când începe școala? Ok, dar... Privește partea bună, dar să încă mai ai câteva zile de vacanță, omule. Stai liniștit, că oricum tu nu te duci la școală, dar să le, adică nu ți de ce ești tu supărat, că abia te duci la 2-3 ori pe an. Ei, lasă supărat, pe lefiante, nu vrei să te ascunzi. Vreau să mă ascund, dar să le, dar vezi că... Ok, eu mă ascund, hai mă, mă, fraiere. Păi, dar mi-ai zis dacă vreau să mă ascund, eu mă ascund. Ei, nu, pe supărat, pe lefiante, dar tu mereu te ascunzi, acum e rândul meu. Ascultă-mă, unde mă ascult? Ia, vine puțin aici, vine puțin la... Ok, deci mi se pare absolut incredibil. Prostul, ok, fiți atenți. Ce nu știe? Prostul e că eu o să-l găsesc capsul. Dar în sel, ha, mă, vin odată să ne... Ok, eu l-aștept aici, bă, frate, mă pun aici liniștit pe șezlong. Bă, mi se pare absolut ireal că începe școala, dar... Ah, fiți atenți cum vreau să-l trulez pe... Mă, ce faci, mă, acolo sus, dar în sel? Dar... Gata, nu mai fine, sunt dar să ne jucăm sau nu ne jucăm? Hai odată, piatră face copie. Hai, Rafale, eu mă ascund. Bine, nu. Hai. Farfică, hârtie, stai. Cum era? Piatră, farfică, hârtie. Și ce ai dat? Știat. Păi ce ai dat? Tu ce ai dat? Păi tot ce ai dat? Tu primul. Păi, da, am întâi dată. Hai, 3, 2, farfică, piatră. Bă, nu, bă, eu am zis primul ștari sunt ultima, așa că minți, așa că nu pasai că mă ascund. Bă, nu mă interesează, eu mă ascund, dacă nu, păi eu ziceam să-ți dau niște bănuți, dar în serie, să, poate, de fapt, hai că-ți mănânc burgerii, dacă mă tot înnevezi așa. Nu, dă-mi burgerii, nu! Băi, dar să le fii atent, te pui aici, aici, te pui fix aici, dar să le... Hai, pleacă! Da, mă, vorbește-mă ca lumea, omule, dar să-l de ce pot, dar de ce te superi așa, mă, omule, nu pot să, bă, omule, hai să facem și noi ceva interesant, că dacă se termină, vrei să trăim cu regret, că se termină vacanța, omule, vrei să trăim cu regret? Ok, ascunde-te în 7! Da, hai că mă sunt gata, hai, nu oare la tine în gând, gata, nu oare... Hai, mă, că nu este, hai, mă, dar să ok, ne simți tu, omule, bă, da, ascunde-te! Mă, vrei să plec acasă? Ok, hai, da, bine, gata, nu, vorbește la tine în gând, ți-am zis, că zic eu când, doamne, deja mă enervează rău de tot copilul ăsta, nu mai suport absolut deloc, deci fiți atenți. Acum, practic, eu să mă transform în câinele lui și, cum ar fi, da, nu o să-și dea seama, el, adică, nu o să o azi prea mult, eu o să vedem ce să facă, dar să cred că v-ați dat și voi seama dacă o să fiu ascuns ca câinele lui, practic, da, nu mai știu nimic. Hai, fiți atenți, hai că deschid ușa, de fapt, l-aștept aici, să-și aștepte câinele să pună fix la ușa, să vedem ce e aici. La 10 l-am luat în 3 minute, profesor. Păpărușca, ce faci, păpărușca? Te-am curtat toată casa, păpărușca. Era aici la ușă? Da, păpărușca. Ia-ți cincoa, ce-ți cincoa? Nu am niște de iar nici măcar nici nu la pân. Nu știu ce face, mă, ăsta mă avut de prost. Nu mai suport absolut deloc pe copilul ăsta, mă, frate. Bă, dar e prost rând, mă. Hai, mă. Bă, da, hai, fiți atenți. Bă, doamne, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți. Da, că e prost, a plecat, doamne, ce facem? Rafaele, unde ești? Rafaele! Mă caută prostul, dar mi se pare, nu știu, mă, e plictisit rău de tău, mă, prost. Cred că nu mai vorbește, mă, cu fata. Ia, unde ești? Doamne, cât mă enervează prostul ăsta, nici nu știe să vorbească, mă, frate, mi se pare absolut incredibil. Deci stai că trebuie să mă duc după el, așa, ok? Și pe lângă treburile astea, că mă duc eu pe lângă... Rafaele, unde ești? Bă, unde ești? Ești aici? Bă, dar spuneți-mi și mie, vă rog, în comentarii despre Darusel, dacă credeți că l-a refuzat fata aceea, că și-a dat seama, practic, de Darusel, cât că el un copil, de fapt. Pentru că mi se pare foarte supărat, așa, că când începe școala, oricum pe el nu-l interesează, așa. Cred că prost, să se ascunde aici, bă, hehehe, eu nu caut aici. Hai, că e prost ăsta, dar în primul rând, de fapt, noi parcă vorbim să ne jucăm afară, dar, în fine, văd că ne jucăm peste tot, nu mai contează asta. Ok, deci avem... Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.